Dacă ești nou, abonează-te la canal și apasă pe clopoțel ca să primești notificare atunci când postez sau când fac live. Respect. Bună, hai că începem aici o nouă zi. Hai bă, să mergem la un de ăsta, la o gogoșerie, ceva, să ne luăm ceva de mâncare. Bine, bă, costică. Hai că urcăm aici frumos. Facem frumos stânga aici. Hai să mergem la acel magazin. Și ce mai îți face soția? Ce îți mai fac copiii? Bine. Ești în spatele meu? Ei, pe la școală, vacanță. Hai că nu mai stăm, că n-am timp aici să stau, mor de foame. M-am timp să mai stau la stop. Hai, mergem frumos aici. Văd că e foarte liniște, e o liniște de plin aici, e ceva la mijloc necurat. Presim că se va întâmpla ceva astăzi. Așa. Nu știu cine mi-a stricat mașina, dar o să o repar eu, dar... acum trebuie să mergem să ne luăm ceva de mâncare, pentru că nu suport, mor de foame. Și mic o să-mi cedeze mâna dreaptă și o să fac accident. Așa, ești în spatele meu? Da. Hai că acum ajungem la gogoșărie, ne luăm acolo ceva de mâncare, că nu mai pot. Am ajuns acum, aproape ajungem. Uite aici, frumos. Așa. Ok, hai bă, Costică, să mergem. Pentru că ne-a luat aici mașina. Bă, dar nu putem să ieșim, trebuie să facem roata în magazinului, că n-avem cum. Haide, ușor. Așa, stai o secundă, așa, mi-am pus și-o așa în spate acolo. Trage pe dreapta, trage pe dreapta, am spus. Hai să dăm aici frumos. Trage pe tine. Ok, stai așa, stai așa. Ce e aici, băiți? Opriți, poliția! Mâinile sus, poliția! Trage pe dreapta! Am spus pe dreapta, băiatul! Fugi după el, fugi după el! Dă-i talpă! Costică, fugi! Stă, trage-o spre dreapta, stop poliția! Jos, jos, repede! Ești în... Dacă îndrăznesc să vii, îl omor. Trag în el, îi trag în cap. Păi ce vreți? Vă rog. Vă rog. Cum putem negocia? Vrem să negociem, domnul. Vrem să negociem. Ești în regulă, băiatul? Da, dar... domnule, putem să negociem? Domnule, am dat 1000 de dolari și... polițistul ăsta așa mai șucar, mai tuciuriu. Cum îl cheamă? Costică. Costică, așa. 10.000 de dolari și pe domnul. Păi eu n-am bani la mine, bă, Costică, că tu ai? Dacă te gogoșe la magică. Nu m-am, bă. Păi și... Urcă, urcă repede mașina, urcă mașina, urcă mașina, urcă mașina! Nu, a dat peste mine! Măric, repede, urcă mașina, fugărește-l, pleacă! Bă, Costică, vino repede. Unde ești, bă? Ești pe undeva. Nenorocitule, ai vrut să mă faci la pușcărie. La bună. Ia, vino. Vino după mine. Vino. Așa, stai, nu fugi. Nu, domnule, nu mai fug, gata. Vino după mine. Dar băiatul ăsta cu ochelar nu vorbește? Costică, ajutor! Nu mai dați! Gata! Nu mai... Ajutor, Costică! Nu mai dați, că mă omorâs, domnul! Am fugit! Hai, Costică, rapid! Unde? Domnul, să fiți cu ochii pe ei acolo. Uitați-vă acolo în spate. Bă, fiți atenți acolo în spate să nu facă vreo nebunie să sară de ei sau să ne facă șmecheria. Lasă-l
tu ne oprește mașina sau trag. Vezi că am și eu o armă, deci da, faci. Asta, a, dar și colegul are o armă, dacă intra unul. Grasule, am spus să opresc, dacă nu, zbor căile pe geamul ăsta. Bine, domnul, stai așa. Hai, măile sus, v-am luat armele, acum n-aveți cum să mai, nu mai aveți cum să mai ripostați. Hai, urcați mai repede, altfel vă împuși creierii aici pe munte. Hai, în spate. Hai, hai, Costică, du-te în dreapta. Hai să mergem. Pentru asta o să împuși. O să duceți. Haideți, domnule. Hai, domnul Costică. Hai, ofițer Costică, o să luați foarte mulți ani de pușcărie pentru ce ați făcut. Hai că acum ajungem, ne oprim aici mașina. Stați. Domnul, hai și o întrebare pentru dumneavoastră. Da. Unde ați învățat să puneți ce e halul ăsta, domnule? Așa. Nu, păi sunt în... Sunt panicat acum și nu pot conduce că am avut un pistol la tâmplă. Haideți, repede, în secție, rapid! Hai, mișcă! Hai. Mișcați că altfel vă dau, vă zbor căierii. Haide, intrați aici. Hai. Țineți-i bine să nu scape. Domnul ochelarist, hai. Așa, o să stați acolo cam vreo 20 de ani, așa. Și pur... Dumneavoastră nu trebuie să intrați la pușcărie, că... Ați fost aici... O să... Gata, domnul. Haideți, domnul, puteți pleca, pentru că aici nu prea aveți voie, că e un loc autorizat, dacă nu vă supărați. Așa, haide. Gata, domnule, am terminat și cu misiunea asta. O zi foarte grea și obositoare. Domnul Costic... Na, ce căutați, doamnă, aici? Ieșiți afară. Aveți să fac o reclamație, că... Asta spune... Doamna, duceți-vă acasă, că sunteți bătrână. Nu acceptăm scheleți.